Cei mai fideli clienți a salonului care mi-au susținut parcurs. Vreau în primul rând să vă prezint, avem doi membri ai echipei Stala Studio, este Aliona, cosmetolog, și Natalia, care se ocupă de epilare. La noi în salon o să apară o gamă nouă de produse, o linie poate pentru unii cunoscută, pentru unii nu. Pentru noi este ceva nou în salonul nostru. Меня зовут Маргарита, я являюсь технологом фирмы Vela. И сегодня мы очень-очень-очень легко хотим представить новую линию, которую салон взял к себе в работу. И немножечко мы поговорим не о самой линии, а о тех заблуждениях и о тех новых видениях, которые есть по уходу за волосами. Компания Vela – один из лидеров мировых по уходу за волосами. И я вкратце расскажу о серии, которую мы хотим сегодня представить. Серия называется SP, это серия по уходу за волосами, называется она так, System Professional. Какие на сегодняшний день тенденции по уходу за волосами? Все должно быть максимально просто. И System Professional называется System Professional именно потому, что за вашими волосами должны ухаживать не вы сами, как в аптеке у нас лекарства покупают, да, клиенты сами, а должны ухаживать те люди, которые занимаются волосами, парикмахерами. Вы знаете, что продукция сейчас не должна ни в коем случае утяжелять волосы. И больше сейчас я рекомендую вам обращать внимание, когда вы выбираете продукты, на кожу головы, чем на уход длины. Рекомендуется, независимо для лица, для волос, все-таки нам, европейкам, рекомендуются продукты, которые производятся на или для Европы, или на территории Европы. Линия, которую мы хотим сегодня вам представить, SP Luxoil, это линия, которая новинка, ничего подобного еще нет на рынке в плане технологий. Вот в чем заключается эта новая технология, что дает восстановление, не просто смягчение волоса, восстановление кератиновое, смягчение, но без вот этого утяжеления. Это серия SP, в отличие от многих серий, которые есть на рынке, она не дает мгновенного результата. Когда вы используете эти продукты, очень-очень медленно, вы просто начинаете ощущать какой-то комфорт, 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 и потом ваш волос просто наполненный, и просто вам, вы видите, и вам делают комплименты, и говорят, вот какой у тебя стал хороший волос. Он просто становится блестящим, он ни в коем разе не станет в 20 раз толще, и такого быть ни в коем случае не должно. Объем патру фотолинио, пэм ди патру клиент, ресту с релаксяза, по скрин-процедура
Ritos, uh-huh. Să facem împreună diagnostica, scriem prin prima procedură și începem. Uh-huh. Noi lucrăm, voi vă uiți. În 2007 fermentez, vreau să cred cu regularitate, sunt mulțumită, nu știu, n-aș schimba acest salon pe nimic altceva. Îmi place foarte mult calitatea lucrului, atitudinea față de servicii, adică de clienți. Îmi place mult rezultatul final. Sunt clienta lui Ion deja de 8-9 ani. Nu m-a dezamăgit niciodată, îmi place serviciile pe care le prestează de fapt toți meșterii din salon, în special Ion și Rodica, și nu aș schimba acest salon niciodată. Eu consider din Chișinău cel mai bun stilist. Primul rând are mâini minunate, fantezie, de fiecare dată ies alta, odihnită și foarte frumoasă. Care îmi spăl capul și mi-l aranjez doar la salon. Deci acasă nu fac procedura asta. Dacă atâta timp sunt alături de el și ăștia, e vorba de ani buni deja, atunci sunt sigur că se mai întâmplă uneori niște lucruri așa, că la vopsire poate mă așteptam la o altă nuanță la care el îmi spune nu, că uite, lasă că e bine așa. Deci să știi că merg și pe mâna lui. Nu să mă credeți, 3 ore în săptămână sunt la salon, pentru că la fiecare spectacol, la fiecare eveniment, bineînțeles că vin la salon. Ne ținem de urma lui pentru că, cum spunem noi, are mâini de aur și să știți că stilistul Ion Țurcan, cel puțin eu am încercat, cred că, foarte multe măști aici pentru îngrijirea părului și foarte multe coafuri și cu părul lung și părul întins și părul strâns și numai ce n-am avut eu în capul meu. În Boga este ceea ce ți se potrivește, dar ca să ne orientăm spre tendințele 2014, sunt la fel cofurile anilor 60, dar cât mai cocurile, cât mai naturale, cât mai aerescente, buclele de asemenea. În 2014 noi punem accent foarte mult pe simplitate. Cât mai mult, mă rog, rămân totodată și buclele, nu ies din vogă plețiturile și punem accent mai mult pe volum. Dacă să vorbim despre părul lung, anul acesta se vor purta bretoane. Bretoane asociate sau împreună cu niște cozi.
se va purta părul buclat, cât mai natural, cât mai rebel, cât mai aerescent. Și ceea ce ține de frezuri, se vor purta frezurile foarte scurte, asimetrice. Se va purta și lungimea medie, iarăși în dependență de forma feței, trăsături. Să vorbim de părul scurt, se pune accent pe culorile reci, culorile un blond nordic, ceea ce ține de părul mai lung, se va purta toate nuanțele de arămiu, roșu. Натуральные макияжи, такие, как называют нуды, их подчеркивающий естественный румянец на лице и не сильно нагруженные глаза тенями. Мы с таким макияжем и выглядим все моложе, мне кажется, что он и приятнее людям. И еще очень модно, если яркие цвета, то в этом году бирюзовый, бордовый будет такой, конкретно бирюзовые цвета. După experiența de astăzi, ne-a reușit foarte bine, clienții au rămas satisfăcuți, toți au apreciat tot ce am făcut și eu cred că va fi binevenit dacă vom face o dată în an o astfel de întâlnire cu clienții. Ziua de astăzi a fost pur și simplu formidabilă, plină de multă pozitivitate, plină de mult farmec și multă, multă frumusețe alături de clientele noastre dragi. Părul foarte moale, arată îngrijit. Mi-au făcut și mască și mi-au îmbibat părul cu un fel de ulei keratinat, ceva de genul ăsta. Am îmbinat plăcutul cu utilul, ceea ce așteptam, părul s-a făcut mai moale, mai mătăsos. E bine. De fiecare dată când ies de la salon mă simt foarte bine, dar asta niciodată, sincer, nu pentru interviu. I-am spus lui Ion să știi că de data asta mai tare mi-a plăcut, nu știu de ce. Poate și senzația că s-a pus un produs nou pe păr, știi, și întotdeauna așteptările sunt mari și, slavă Domnului, le simt, da? Și aranjarea mi-a plăcut, nu știu cum așa mă definiește mai mult, știi?